Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia a găzduit sâmbătă spectacolul aniversar al corului religios de copii Teotocos, aflat la 25 de ani de la existență. La eveniment au fost invitați să asiste toți cei peste 1500 de foști coriști care au alcătuit de-a lungul sfertului de secol corul dirijat de arhidiaconul Nicolae Călin Bulac. Corul Teotocos este cel mai vechi cor religios din România, înființat fiind pe 15 noiembrie 1987, de către înalt preasfințitul mitropolit Andrei pe vremea când era preot paroh al Bisericii Ortodoxe Maieri 1 din Alba Iulia. Peste 1500 de copii de-a lungul celor 25 de ani care au trecut generații la rând prin rândurile acestui cor. Spectacolul din această seară este alcătuit atât din cântece vechi cât și mai noi, pe care să le cunoască și cei care au fost pe vremuri în cor, dar și cei care sunt acum, să le facă o surpriză celor mai vechi din cor. În prezent, corul numără peste 85 de elevi din Alba Iulia și localitățile limitrofe municipiului Reședință de Județ. Pentru dirijorul Călin Bulac, acest ansamblu de tinere și talentate voci reprezintă după familie cel mai minunat lucru care îi se întâmplă. Pentru că în cei 25 de ani, cum vă spuneam, acest cor de copii a cântat în peste 24 de țări din 4 continente, de 4 ori în America, chiar și în Australia, și am avut momente de-a dreptul istorice pe care putem să le păstrăm în tainița sufletului nostru, cum ar fi întâlnirea cu Papa Ioan Paul al II-lea, cu Sanctitatea sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, sau chiar și momentul acela teribil din 11 septembrie 2001, când ne-am aflat în America exact în timpul acelor evenimente cu tot corul de copii. Tonul minunatului spectacol întins pe parcursul a aproximativ 2 ore a fost dat de binecuvântarea întâi stătătorului Arhiepiscopiei de Alba Iulia, în alt preasfinția sa, Arhiepiscopul Irineu. Corul se cheamă Teotocos. Vine din grecește și înseamnă născătoarea de Dumnezeu. Strănepoata regelui David, Maria din Nazaretul Galilei, a primit acest apelativ după ce în pântecele ei s-a coborât a doua persoană a Sfintei Treimi. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Deci ea este vasul infinității divine. Fără acel fiat mihi, secundum verbum tuum, fie mie după cuvântul tău. Fără acel da al ei, Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi întrupat în istorie și n-ar fi existat noaptea de Crăciun. Acest cor interpretează melodii religioase, dar și piese din repertoriul folcloric românesc. E minunat. Așa ne stă nouă bine, românilor. Pentru că de mult când ne formam din daci și romani ca popor, tocmai atunci pe trunchiul nostru etnic s-a altoit credința apostolică. Copiii au colindat, au cântat melodii religioase, colinzi, precum și piese din folclorul românesc. Să-i ascultăm colindând.